Această poveste stranie își are originea în țara vecină, în Bulgaria. La începutul lui 2000, un operator de telefonie a emis un număr, alcătuit dintr-un 0 și 9 de 8, la scurt timp acesta fiind atribuit primului utilizator. Însă, doar după câteva săptămâni, bărbatul a fost găsit mort în circumstanțe suspecte. Nimeni nu a făcut legătura între moartea suspectă și numărul de telefon. Însă, aceea este toată tragică. A avut-o și următorul deținător al numărului blestemat. Cele două cazuri au fost rapid urmate de alte trei morți, un accident de mașină, o aparentă sinucidere și o moarte survenită în urma unui infarct. Iar poveștile despre numărul blestemat s-au răspândit cu repeziciune. Oamenii erau atât de înspăimântați încât niciun utilizator nu a mai dorit să folosească respectivul număr de telefon. Așa că, în 2007, compania de telefonie l-a suspendat definitiv. Cei mai mulți sunt deja familiarizați cu romanul lui Alexander Dumas, Omul cu mască de fier, însă puțin știu că povestea romanului este bazată pe întâmplări cât se poate de reale. În anul 1669, regele Ludovic a cerut ca un bărbat a cărei față era ascunsă în spatele unei măști, din os și catifea, să fie încarcerat în Pignerol, una dintre cele mai sigure închisori franceze de la acea vreme. Ludovic a mai cerut ca bărbatul să fie supravegheat în permanență de un gardian, care nu avea altă treabă decât aceea de a se asigura că nimeni nu avea contact direct cu prizonierul. Bărbatul nu a fost niciodată acuzat, judecat sau condamnat pentru vreo crimă anume. Misteriosul prizonier a murit în 1703, provocând uimire, cât și unele acțiuni care pot sugera dorința de a șterge orice urmă de existența acestuia. Înmormântarea are loc în mare grabă, actele de deces sunt distruse într-un incendiu, iar toate lucrurile personale ale prizonierului sunt aruncate ori arse. Chiar dacă se cunosc o serie de informații despre prizonierul cu mască, nimeni nu poate afirma cu exactitate cine a fost acesta, un mister așadar care durează de mai bine de 300 de ani. Povestea lui Edward Mordric este una cât se poate de ciudată. Născut cu o inteligență ieșită din comun, Edward ar fi putut fi una dintre cele mai sclipitoare minți ale secolului 20. Însă Mordric nu s-a născut doar cu o minte genială, ci și cu un secret terifiant. O a doua față ascunsă în spatele capului. Deși nu putea să mănânce sau să vorbească, fața își putea mișca ochii independent de Mordric și putea râde sau plânge. Tânărul a încercat în repetate rânduri să scape de geamănul diabolic, așa cum el însuși l-a numit. Însă niciun chirurg nu s-a încumetat să efectueze o așa procedură chirurgicală riscantă. Edward Mordric s-a sinucis la vârsta de 23 de ani. După moartea tânărului, mai mulți prieteni și apropiați au declarat că Edward era extrem de tulburat și nu dorea să mai trăiască cu hidoasa față din spatele capului. Și mai straniu este că, deși s-a crezut că geamănul nu poate vorbi, mai mulți prieteni apropiați ai tânărului au declarat că, înainte de a se sinucide, Edward începuse să audă o voce stranie, dar și șoapte din spatele capului. Șoaptele nu se opreau nici măcar noaptea și îl îndemnau să comită fapte oribile. Pe 20 septembrie 1885, un bărbat a primit o scrisoare de la fratele său. Până aici, nimic neobișnuit. Însă respectivul frate murise cu mai bine de 13 ani în urmă. În scrisoare acesta îi spune că suferă de grave probleme mentale, dar că este în viață. Recunoscând scrisul fratelui său, bărbatul a cerut exhumarea cadavrului și numică i-a fost mirarea când a descoperit că sicriul era gol. Asta deși înmormântarea decursese normal, zeci de persoane fiind de față pe durata întregului proces. Nu există nicio urmă de îndoială că trupul fratelui său fusese depus în sicriu și coborât în mormânt. Deși din scrisoare se înțelegea că fratele său dorește să-l viziteze, acesta nu a mai venit, iar bărbatul nu a mai primit alte scrisori sau mesaje de la fratele dispărut. Pe 21 iunie 1941, sovieticii au deschis un vechi mormânt mongol în care au găsit rămășițele marelui Khan Timur. Mai mulți localnici au încercat din răzputeri să-i convingă pe arheologi să nu profaneze rămășițele Khanului, spunându-le acestora că mormântul este blestemat, iar îndepărtarea trupului lui Timur va conduce la un mare război. Din disperare, unii localnici au încercat chiar să se arunce în fața utilajelor care veniseră să îndepărteze rocile masive care acopereau o parte din intrare.
Evident că oamenii au fost ignorați, iar arheologii au apelat la ajutorul forțelor de ordine pentru a ține mulțimea la distanță. Pe 22 iunie 1941, Germania nazistă a declanșat operațiunea Barbarossa, cea mai lungă, brutală și sângeroasă invazie din timpul celui de-al doilea război mondial. Sute de mii de soldați și civili au murit în mai puțin de o săptămână, numărul total al victimelor depășind 10 milioane. Mulțumesc pentru vizionare. Pe data viitoare.